Ziua Internațională a Vârstnicilor, 1 octombrie, a fost marcată la Reghin printr-o serie de activități sportive în cadrul competiției Cupa Prieteniei. Organizatorii seriei de evenimente sportive au fost Primăria și Consiliul Local Reghin, Sindicatul Pensionarilor Filiala Reghin, Asociația Sportul pentru Toți Reghin și Organizația Pensionarilor Social-Democrații Reghin. Cupa Prieteniei a început la sfârșitul săptămânii, când a avut loc un concurs de pescuit pe lacul de la Voivodeni. A fost o competiție numită Cupa Prieteniei, în care toată lumea care a dorit să participe a participat. Astfel s-au desfășurat competiții sportive la ramura pescuit sportiv, prima ediție a Cupei Prietenia, cu participare de peste 25 de persoane pe lacul de la Voivodeni, desfășurat duminică, în cursul zilei de duminică, unde câștigător pe primele trei locuri, după cantitatea de pește, cum se spune, capturată, locul 1 Badi Ovidiu, locul 2 Vujuleu Teodor, iar locul 3 Ormenișan Dan. De asemenea, Cupa Prieteniei a cuprins și un concurs de cross la care au participat toate categoriile de vârstă. La categoria senior și veteran s-au remarcat Mureșan Claudiu, câștigător la o categorie, și Bobiș Grigore, un campion și național, participant la turnee naționale, Bobiș Grigore, la categoria respectivă. S-a desfășurat și un turneu de șah cu 16 participanți, Cupa Prieteniei, la nivelul pensionarilor, desfășurat la Clubul Pensionarilor, unde în finală s-au calificat Nadi Iosif, Hortaver Alexandru, Filip și Șerdean Aron. Pe lângă aceste competiții, cu prilejul Zilei Internaționale a Pensionarilor, membrii Sindicatului Pensionarilor Reghin vor primi și pachete ce conțin alimente de bază. Vor primi alimentele de bază, printre care pot să le și enunț. E vorba de zahăr, ulei, orez și făină. Iar dacă ne permite cumva bănuții pe care îi avem, o să mai băgăm și alte produse. Numai membrii de sindicat, pentru că fondurile numai de la ei provin. Deci persoanele care sunt la CEAREC, după cum unii confundă CEARPS cu sindicatele. Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor sportive din cadrul Cupei Prieteniei va avea loc în cadrul manifestării organizate de primărie în data de 1 octombrie.